judeci, să nu Să nu faci judecăți etichetezi, de valoare, să să nu nu faci judecăți să nu de valoare. etichetezi. Și în același timp și revoluția lui Gautama, lui Buddha, cu toată strălucirea acestei religii care și astăzi este... Acum, ajungând la Buddha, uite, da, Mara sau demonul din budism nu are atributele lui Șeitan din islam sau lui Satan din creștinism sau Mara lui este, Satan din iudaism. Mara este un avatar, dacă vrei, al morții, o reprezentare a morții sau un zeu al morții, putem să-i spunem, nu? Pentru că înainte de Buddha, religia brahmanică, religia vedică, erau populate cu zeități, ulterior transformate multe dintre ele în demoni, așa cum s-a întâmplat și cu alte, și în cazul altor religii, vechile zeități au devenit demoni. Mara vine și îi propune lui Buddha, aflat în aproape de culmea ascezei lui, aproape să atingă nirvana. Îi propune beția simțurilor. Îi propune, nu neapărat, e mult spus. Deci este o chestie mult mai... Pe el își îndeamnă Mara, își îndeamnă ficele să-l se ducă mult, printr-un dans al formelor și al buricului pe tânărul Buddha să-l scoată din asceză. De ce? Pentru că pe calea non-atașamentului, toată doctrina lui Buddha o putem reduce foarte simplu la câteva fraze. El spune, nu vă atașați de această lume, căci această lume este moartea. Da. Însă gândește-te ce viață dusese Sakyamuni Gautama înainte, prințul Sakyamuni. Da, era un fel de Irinel Columbeanu, așa avea de toate. Exact. Da. Deci, da, Irinel Columbeanu la 20 ceva de ani. Da, era un fel de Poponeț, ca să fim așa în paradigma asta. Adică un băiat de bani gata, un tată rege, care era și nebun și nu vrea ca tânărul Buddha, Sakyamuni, să cunoască decrepitudinea și moartea și bătrânețea. Hai și atunci, să zicem un Oreste înainte să devină ezoteric. Sau un Oreste înainte să devină, cu siguranță, un Oreste înainte să devină ezoteric. Așa. Adică un papagal. Așa. Taicăsu, ca să-l menajeze pe tânărul Sakyamuni, concedia toți servitorii care treceau de o anumită vârstă, toți care aveau negi și erau urâți, n-aveau ce să caute lângă tânăr. Și creaseră bietului băiat o lume iluzorie de puf, artificială, evident. Sigur că prima parte a dezvoltării a ceea ce se numește Buddha este o perioadă de catifea. Mara, când vine să-i propune lui, îi propune de fapt viața, pur și simplu. Nu îi propune ceva în lux, nu știu ce. El îi propune ceea ce era înainte. Îi aduce aminte. Nu vine, cum ar veni, știu și eu, la un om normal să-i propună de acum încolo numai beții cu fetele de la Inter sau știu și eu ce minun de genul ăsta, da? Vine și propune, domne, eu, în loc să mori, că zice, vei muri, asta îi spune Mara, practic, ca să atingi infinitul, ca să atingi absolutul, e imposibil. Dar eu ți ofer, mai bine trăiești normal, uite ce bună e viața și uite cum trăiai tu înainte. Cam asta este esența, adică cinismul, dacă vrei, al acestei oferte este că nu îi oferă, cum îi oferea Hristos, diavolului Hristos, împărății. Deși și Hristos, mă rog, și acolo este o ciudățenie în această ofertă. Nu îi oferă o împărăție, îi oferă viața de zi cu zi. Nu îi oferă nici măcar, nu îi propune, hai să te faci tâlhar, să vezi ce ușor să câștigă banii sau ce fain e să dai imoral, în cap. Nu-i propune să devină imoral, mai degrabă amoral, adică, domnule, să ducă o viață normală. Asta îi propune, exact. Domnule, o viață normală. Ceea ce Kazantzakis avea să scrie în ultima ispită a lui Hristos, care e ultima ispită a lui Hristos? De a nu se desăvârși ca fiul lui Dumnezeu și să rămână fiul omului. Îl vedem și în filmul lui Scorsese, ultima ispită a lui Hristos. Ce reușește diavolul acolo? Reușește să-l păstreze pe Hristos în dimensiunea umană, nelăsându-l să-și atingă desăvârșirea sa dumnezeiască. Pentru că, dacă ne amintim filmul, e pe cruce William Defoe, actorul, da, care face un rol absolut excepțional. Sunt toți iudeii care aruncă cu pietre și cu portocale și spune, băi, șmechere, dacă tu ești fiul mântuitorului, ia dă-te jos de pe cruce și mântuiește-te pe tine și nu știu ce. Și el stă. Și regizorul e genial că difuzează așa cumva muzica aia, o filează până într-o tăcere și apare o fetiță ca un înger, nu? Și vine și în fața crucii și spune, sunt îngerul lui Dumnezeu, dă-te jos, Dumnezeu nu este un Dumnezeu al suferinței, este un Dumnezeu al bucuriei, ți-ai făcut datoria, dă-te jos de pe cruce și trăiește-ți viața ca om. Și buclă, că acolo este Evanghelia lui Iuda, cumva, și toate apocrifele alea pe care Scorsese le folosește în film, și jumătate din film Hristos îmbătrânește, se căsătorește, îmbătrânește și se banalizează ca oricare dintre noi. Și vine
Iuda în film și spune: bătrâne, pentru asta ne-am sacrificat noi apostolii, pentru asta te-am urmat ca tu să mori un biet bătrân decrepit în pat? Ai pierdut totul. Și atunci se trezește Hristos pe cruce din nou. Ăia, dă-te jos, băi, dacă ești nu știu cum, nu știu ce, muzica crește din nou. Și atunci Hristos spune: iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac. Deci dacă noi, într-o viziune gnostică, că astea sunt evangheliile apocrife, noi dorim să rămânem oameni în dimensiunea asta materială, suntem păcăliți de diavol. Pentru că Hristos spune: regatul meu nu este din lumea aceasta. Da. Văd apropiindu-se stăpânitorul acestei lumi și ne ducem la Satan cu cel momește pe Hristos în cel mai înalt punct din templu. Uite, dacă mi te închini, îți dau ție toate împărățiile acestei lumi. Deci cumva, în viziunea creștin primordială, toate împărățiile acestei lumi nu îi aparțin acelui creator, Eli, Eli, la masa bahanic, când spune Hristos. Eli, nu-i numește Iahve, sau Ieve, sau Sabao, sau Adonai, sau cum se folosește. Nu, îi spune Eli. Eli. Nu mai găsim nicăieri după aceea această invocare. Și de asemenea, gândește-te că Ioan spune că abia în Apocalipsă stăpânul acestei lumi va fi alungat. Deci până atunci, practic, noi suntem sortiți cumva să fim sub stăpânirea lui. Da. A diavolului, adică. Într-un sens, da. Asta spune Ioan în Apocalipsă. Asta spune Ioan și asta spune creștinismul, da, de fapt. Da. O să luăm pauza de publicitate. După pauza de publicitate, că am făcut acum un excurs din acesta ușor de istoria culturii ca să înțelegem rău, tu ai venit cu niște imagini foarte, foarte interesante. Avem niște poze ale unei tipe care este un caz în exorcism, ai adus niște imagini cu exorcizări din Rusia, copii, femei, și avem o secvență dintr-un film pe care cu toții l-am văzut, dar e o secvență care e definitorie cumva apropo de tema noastră, da, originea răului. Și bine, a doua parte a emisiunii, iată că aproape am trecut de prima parte, luăm publicitate, va fi o parte foarte dinamică și vom avea chiar niște referințe foarte la obiect. Luăm publicitate și revenim. Trei întrebări fundamentale.